Este oficial, se va aplica doar amenda pentru evaziune fiscală de până în 100.000 de euro. Președintele României a promulgat proiectul de lege prin care se aplică doar amenda pentru cei care comit evaziune fiscală de până în 100.000 de euro și achită prejudiciul până la pronunțarea sentinței judecătorești. Klaus Iohannis a promulgat legea privind modificarea și completarea legii numărul 241 din 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care prevede că se poate aplica pedeapsa cu amenda și nu închisoarea în cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscală până la 100.000 de euro, care achită integral prejudiciul. Este o chestiune nouă. Încă de la momentul la care a fost adoptată pentru prima dată legea evaziunii fiscale în 2005, s-au prevăzut această înlesnire, dacă vreți, pentru inculpații care achită prejudiciul. În forma actuală a legii evaziunii fiscale modificată prin legea 55, adică din luna aprilie acestui an, avem două sau trei ipoteze, dacă vreți. Ipoteza în care prejudiciul este până la 100.000 de euro și atunci, dacă el este achitat în integralitate, în fața urmării penale a anchetei, cum e denumită popular, sau în timpul judecății, atunci instanța poate, dar nu e obligată, poate să aplice sancțiunea amenzii. Dacă prejudiciul este până la 50.000 de euro și este achitat, atunci instanța este obligată să aplice sancțiunea amenzii penale. Dar amenda penală este o soluție de condamnare. Ea apare în cazier și generează urmările pe care le generează orice fel de condamnare. Potrivit legii, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor. Având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlul de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, ori compensări datorate bugetului general consolidat. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amenda asocierea în vederea săvârșirii acestor fapte. Nu este favorabil doar inculpatului. Este favorabil în primul rând statului român. Nouă ne este favorabil. Pentru că scopul unei sancțiuni penale la infracțiunile economice, că e evaziune fiscală, că e delapidare, că e spălare de bani, că ce mai vreți dumneavoastră, scopul statului este să recupereze banii la buget. Nu este doar acela de a atrage răspunderea penală a inculpatului, de a-l trimite la pușcărie și de a-l și întreține în închisoare și eventual să-i recupereze doar ceva din prejudiciu sau nimic. Această prevedere vine pe un model care există și în alte state și v-aș da exemplu Austriei, unde evaziunea fiscală este doar sancționată cu amendă administrativă, nici măcar nu e infracțiune. Și vine să creeze această posibilitate cu dublu avantaj și pentru inculpat, că scapă de o pedeapsă penală și pentru stat că își recuperează banii. Și aș vrea să vă mai spun un lucru. O asemenea faptă, o asemenea înlesnire nu vine să încurajeze inculpații să persiste în activitatea de evaziune fiscală, pentru că poți beneficia de o asemenea prevedere doar o dată. Dacă apoi reiterezi comportamentul infracțional, nu mai poți beneficia de această chestiune, chiar dacă ai achitat prejudiciul. Legea fusese inițial contestată la CCR, de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secțiile Unite de Guvernul României și de Avocatul Poporului. Curtea a decis însă că legea este constituțională, eroarea de contabilitate nu înseamnă evaziune fiscală.